Avem o primă propunere de a introduce în programul național de restaurare trei obiective, și anume Cula Tudor Vladimirescu de la Cernesc, care este un monument de categorie A, deci este un monument de importanță națională și universală. Să introducem Cula Nistor, tot de la Cerneți. Și sigur, ruinele culei Lazu. Vom începe cu Cula Tudor Vladimirescu, având în vedere că există un transfer dinspre Consiliul Județean către primăria din Cerneți. Procedura e pe finalizare, ca să spun așa. Mai urmează o viză de legalitate din partea prefecturii. În momentul în care această operațiune va fi realizată, sigur că vor merge documentele către Direcția de Cultură și apoi către Institutul Național al Patrimoniului, și vom proceda la prima etapă, care înseamnă proiectare. Apoi vom introduce pe parcurs, pe măsură ce se finalizează proiectarea. Noi sperăm că putem introduce și în același an și proiectarea și execuția Cula Tudor Vladimirescu și celelalte două cule, monumente de categorie B. Aș vrea să vă mai spun faptul că cei de la Direcția de Cultură Mehedinți ne-au înaintat o listă de propuneri. Ea cuprinde două categorii de monumente: monumente pentru care există o documentație și avizată de Ministerul Culturii, și monumente pentru care nu există așa ceva sau documentația este în curs de avizare. De pe cealaltă listă, adică pentru care există deja documentația avizată, însă nu există surse de finanțare, aș putea enumera Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, care este monument de categorie B, Sediu. sediul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, Mănăstirea Baia de Aramă, care este monument de categorie A din secolul XVII-XVIII, Biserica Înălțarea Domnului sau Intrarea în Biserică de la Sisești, Sisești. și Biserica Sfântul Nicolae și Pogorârea Sfântului Duh de la Jirov.